Numărul mediu de pensionari din primul trimestru al acestui an a fost de 5,27 milioane, în scădere cu 16.000 de persoane față de trimestrul precedent, transmit oficialii Institutului Național de Statistică. De asemenea, potrivit aceleași surse, pensia medie lunară a fost de 942 de lei, mai mare cu 5,4% față de trimestrul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 930 de lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limita de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net a fost de 56,4%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariați în municipiul București, la 17 la 10 în județul Teleorman. Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă depășind 400 de lei, adică 748 de lei în județul Giurgiu față de 1179 de lei în municipiul București. Pensionarii de asigurări sociale dețin ponderea majoritară, 99,9% în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 88,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, 74,6% în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii anticipată și anticipată parțial au reprezentat 2,0%.